Ascultătorii de podcast sunt loiali, prosperi și educați. Tu targetezi o astfel de comunitate de clienți? Pentru că 80% dintre aceștia ascultă în medie 7 episoade pe săptămână în mod integral sau în cea mai mare parte. Formatul audio este perfect compatibil cu vremurile pe care le trăim prin simplul fapt că ne ajută să economisim timp, pentru că noi putem să facem multitasking în timp ce ne educăm sau ne relaxăm la un podcast. Direcția internetului favorizează în mod clar formatul audio, în așa fel încât Google și-a reorientat deja de ceva vreme strategia sa în direcția căutărilor vocale. Alexa și Google Home, de asemenea, vor fi o normalitate, nu doar pentru că vor putea să ne ofere, de fapt, acces facil către un conținut audio, dar și pentru că noi vom putea efectua o serie de operațiuni, nu, de utilitate prin aceste device-uri. Optimizarea website-urilor către voce este o altă prioritate a brandurilor inovative care nu doresc să piardă teren atunci când momentul potrivit vine. Creșterea ca și podcast este una mai greoaie, dar este una organică și constantă. Pentru România suntem la început, dar brandurile care se nișează deja acolo și intră cu o strategie clară și de cursă lungă, cum s-a spune, o să aibă cel mai mult de câștigat.